La 24 ianuarie 2005, în cadrul unei ședințe speciale, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a marcat a 60-a aniversare a eliberării lagărelor de concentrare nazistă și sfârșitul Holocaustului, care a avut ca rezultate uciderea a 6 milioane de evrei europeni și a milioane de persoane de alte naționalități de către regimul nazist. Ultimii trei ambasadori ai statului Israel ne-au vizitat. Am inaugurat centrul la sfârșitul anului 2003, dar funcțional centrul a venit în 2004. Era ambasador atunci Rodica Radian Gordon, născut în România, cunoștea foarte bine limba română. Ceilalți ambasadori au trecut pe aici, au avut întâlniri cu studenții, cu colegii profesori care predau la Facultatea de Științe Umaniste și în cadrul facultății noastre, care este una de științe umaniste, după cum am spus, studenții de la anumite specializări, cum sunt relațiile internaționale, istoria sau comunicarea, au și un curs de istoria Holocaustului pe care îl predă colegul prezent aici, rectorul universitar dr. Stelian Boia. Important este faptul că aceste lucruri să fie cunoscute pentru a preveni posibile situații similare. Este un semnal de alarmă pe care Centrul de Studii Iudaice îl trage în contextul în care se înmulțesc atentatele teroriste, iar sentimentele antisemite continuă să fie încurajate. În primul rând, sunt recunoscător celor care s-au gândit să organizeze o asemenea manifestare. Este deosebit de important ca tineretul din ziua de astăzi să cunoască ce s-a întâmplat, să-și tragă concluziile din cele întâmplate și să învețe, de acum înainte măcar, să judece semenii după modul cum își aduc contribuția la progresul societății și nu după etnia sau după culoarea pielilor. Aceasta cred că este semnificația și importanța comemorării acestui episod tragic din istoria omenirii. Centrul de Studii Iudaice este pus la dispoziția tuturor celor care doresc să cunoască mai multe informații despre istoria evreilor, a comunității evreilor arădeni.